Dimineața ne-a hotărât să facem un om de zăpadă. Am găsit un filmuleț pe internet și aveți nevoie de foarte multe pahare din plastic, da, și de capsator. Vedem filmulețul chiar acum, o să vi-l dea Zoia să-l vedeți. Deci avem nevoie de foarte multe pahare pe care le capsăm rând pe rând, unul câte unul, până când vom face omul de zăpadă. Așadar, Natalia... Facem câte un cerc, păi acum, nu, da? Nu, că trebuie, da, aici. Vino cu acea cățară. Stai să terminăm prima oară baza și după aceea deasupra. Deasupra, deasupra, da. Deasupra trebuie să vii să mă ajuți. Dar stai să termin baza, mm-hmm, da? Facem cel mai frumos om de zăpadă pentru Crăciun, da? Ce tare! Chiar dacă nu, chiar dacă n-a venit zăpadă, aveți, Răzvan? Există și varianta asta. Un lucru foarte simplu pe care puteți să-l faceți chiar și voi acasă. O zi ploioasă, o zi mohorâtă. Nu aveți ce face, aveți pahare de plastic sau nu, mergeți repede la magazinul din colț și le cumpărați, pentru că sunt extrem de ușor de găsit și ieftine, și realizați această decorațiune foarte ingenioasă, aș zice. Da. Și ușor de făcut. E foarte ai ușor de făcut, baza, da? Da? Gata, baza. Și acum, Natalia, da, vino aici, în partea aceasta, și începi, ia să vedem, și capsăm deasupra, între două pahare. Da? Păi nu, dragă, începe, da, și tu din, okay, partea aia. Am zis să ținem mână șirul. Hai bine, începe, ia, tu de, hai, acolo și eu de aici. Of, Natalia, decât să fac ceva cu tine, nu știu. Of, Răzvan. Așa. E, noi ne facem de treaba aici la Star Matinal.